Prieteni, nu știu cum să vă zic, am zis să vă arăt și eu această tavă, că tot spune lumea că prăjim un cartof și-l arătăm, măcar să râdă în totalitate. Cartofi, morcovi, ceapă, piper, boia dulce și sare, o cană de apă și puțin ulei. Cine vrea să mănânce, cine nu mănâncă cu dulce, poate să-și fac o tavă cu de toate, prieteni. Imediat o să revin la dumneavoastră, va fi gata și tava și o să mai stăm și de vorbă cu cartoful nostru și ceapa. Bine, am pus să fac și niște pâinică. Am cumpărat pâine, nu fac de foame pâine, dar ce? Lasă, mănâncă, mănâncă Haide salata. să filmeze. Nu, mai las, că te fac eu așa. Haide. Zici-mi pe-ați repede aici, carne. Șuncă. Șuncă să mănânc cu salată. Eu cu o mână lucrez, cu una filmez. Da, Ce știe lumea? unde e lumea? Eu, Alina este la bunica ei, Anca. În fiecare zi merge acolo, în fiecare zi. Ai văzut? Da. E bunica ei. Păi, nu. Am pus o pungă de făină ca să fac așa niște pâinici mici. Trebuia niște cașcaval, da, în feliuțe, de le lua Alina și mărar. Doamnele care se pricep în bucătărie, mă pricep la gătit, la bucătărie, la făcut pâine, la, nu știu, la ce vă prezint eu. Vreau să știu și eu dacă mă pricep sau nu. Mă pricep, bă. Da, cum să nu? A, păi tu ce să spui? La o smarfa. Nu? Bună ziua! Am făcut curățenie în spate cu mama, cu fetele. M-am dus în casă, am stat cu Aian. Deci am făcut pomul să taie pomul. Am stat cu Aian, stă să întorc la mine. Am stat cu Aian, da, repet, că sunt pe repet. Am împachetat hainele, o grămadă de haine ale lui mama, ale mele, ale lui Alina, ale lui Andreea și după m-a luat așa foamea și am zis eu plec să fac ceva de mâncare că mi-e foame. Da, pie. Așa că pe finalul acestui vlog vedeți ce am obținut și vreau păreri. Prietene, aici am pus usturoi, mărar. Nu și rean. Dar nu pot cu mâna stângă. Că prietena și Madalina nu mă ajută cu nimic. Da, ok. Te duci aici tu, da? La ziua îndrăgostiților. Ei, nu și ce, mă fac dă la mâncare mai bună. Să petre ziua. Las-o. Ia zi, că tot. N-am. Nu e avea? Mă duc. Este eu, hai mă să facem ziua. Nu am așa pentru azi. Trebuia să pun puțină vegetă, dar nu pun că n-am decât din aia cu gust de găină. Și mi-e trebuie de legume. Am pus aici așa, cașcaval, la mijloc. Dar și că se mi-a mănuși. De ce? Uite, eu pot să lucrez cu mânuși, că mă spălai pe mâini. Nu pot să-i mâna niciunde. Uite, în asta nu te să pun. O să pun acum. Astea le fac pentru albina. Că eu pâinică nu mănânc. Ba o să mănânc, dar o să-mi fac eu separat.
Tu mănânci mandarina pe Nica? Cum să nu? Nu mă bine. Eu n-am ținut dietă niciodată, mandarina. Ești norocoasă. Da. Ce să ții tu dietă? Ca mine. Să-mi... Dar n-am mai ținut. De când am venit acasă nu am mai ținut, că am văzut că nu slăbesc și până nu fac eu rost de bani să mănânc ce îmi spune nutriționistul, nu o să mă mai ocup. Mai departe și mie asta. Înțelegi, fată? Înțeleg. Nu poți, nu? Ba da. Mai pune lui așa. Mersi. Mai revenim. Să mai vorbim și noi ca fetele. Pun puțin ou așa și fac așa niște astea așa, când place. Ce zici, mandalina? Știi să bucătărești? Știu. Abia să pui și tu foline. Păi, am pus ulei. Ai un fir de păr? Unde? Păi de... De ce zici așa? Ca să te enervezi. Nu, este fărcuța de la mărar. Acum o să pun și mărar peste un pic. Uite, asta am făcut-o pentru Alina, mare, grasă. Mi-a să filmez un pic aici cum am ieșit. Cartofii tăi. Cartofiul meu. Au ieșit ceva, nu? Ce zici? Sunt cam tărți. Nu stări. Bine prăjit că prima dată am pus apă. Mmm. Îți place? Mhm. Pus și apă și morcovi. Trebuia să le faci un sos din ăla. Mă! Ha. Dacă sunt de post. Ha? Ha? Ți-i port? Ha? Nu. Asta a intrat postul. Spălat. A intrat postul? Nu. Atunci, ții tu așa. Ăla parcă e prea gros unde l-am pus așa. Te ajută de Dumnezeu? S-a zis măriți? N-au, Doamne, taci. Mai bine tăci. Gata, oprește. Eu nu mănânc mărar. Nu mănânci? Păi nu le pun pe toate atunci. E greu și pe asta. E greu. Ia uite, mătina, ce fac aici. Gata, oprește, mă, da. O să le iei cu mănânci, dar e bun. S-a pisat. Nu te ierzi. Usturoi. Asta-i, ăsta-i farmecul. Oprește. S-a cam ars. Așa, prieteni, să mai vorbesc și eu cu dumneavoastră, că după o să închid vlogul. Deci, astăzi ați văzut ce-am făcut de ziua îndrăgostiților. M-am îndrăgostit la maxim de acești cartofi cu usturoi și cu ceapă. Și cu morcovi. Dar cea mai bună combinație astăzi de ziua îndrăgostiților, acum realizai, eu mâncai și ceapă și usturoi. Luca nu mâncă, femeile care au bărbat mănâncă. Așa pe cadou. Mă, dragul, bărbatul nu e acasă. Nu e acasă, dar de ce nu mâncați tu cartofi cu usturoi, cu ceapă? Nu mai târziu. Da. A. Mai târziu. Ați înțeles? Mai târziu. Dar pâinică din asta mănânci? Da.
Că n-are usturoi? Să mor dacă nu dau cu usturoi pe ea. Mamă, dar uite ce frumos a rumenit. Și usturoi și alea, dar de la atâta treabă nu prea mai era tot de bucare. Ia uitați cum s-a ars. Mănânc o mătălina. Nu mai rumenit. Da, bună. Te iau doar așa și... Deci nu prea mă mai pricep, ar trebui din asta. Mă pricep. Lasă, n-are nimic. Te pică pe scaun. Nu pică jos. Lasă, n-are nimic. Adică n-a picat jos. Mătălina a făcut și mâncare, a făcut și curățenie. Și în casă a făcut curat. Da. Totuși și cu aia. Imediat vă arăt ce am, cum este pâinica. Ia uitați, chiar dacă mi s-a ars pogacea aia, s-a ars pentru că nu am fost atentă în timp ce am mâncat o farfurie de cartofi cu hrean și cu usturoi și cu mărar. Aș vrea să văd cum arată această pâine în interior. Chiar dacă eu nu o mănânc, o rup, Luca, te ocup de ea. Da. Ia uitați acum. Pe care o vrei? Vrei cu mărar sau simplă? Uite asta mai mică. De ce aia mai mică? Să vede cum e. Ia. Ia, rupe din ea. S-a râs la cameră. Mă uitați, dragi prieteni. E, ia să gustăm. Am omor. Da. E prima oară când mănânc așa ceva. Cum să fie, mă, prima oară, că am mai făcut. Ia uitați cum stă cașca bună în joc. Nu, poate că n-am fost eu când ai făcut. Posibil. No. Uf, 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 uf. Vedeți? Deci chiar știu să fac pâine. Am rupt așa ca să vedeți că este pufoasă. Nu trebuia să o rup acum, dar hai că merge. E bună. Trebuia să-ți dau de pomană o pâinică. Da, o dau la altcineva. Stai liniștit, o dau altcuiva. Mai avem două la cuptor, dar mai așteptăm după ele, că noi mai stăm pe aici pe la bucătărie. Vine acum Mădălina să-i fac unghiile. Prieteni, vă pup, vă mulțumesc și vă doresc toate zilele să fie așa cum vă doriți. Să mai fiu răutăcioasă. Ia uite, asta stă ca și cavalul ăsta aici.